Ministrul de Externe, bună seara, domnule ministru. Florin Negruțiu, realizator în fața ta. Bună seara, Florin. Bună seara. Generalul în rezervă Cristian Barbu, fost comandant și rector al Academiei Tehnice Militare. Bună seara, domnule general. Și George Scutaru este directorul New Strategy Center și fost consilier prezidențial. Bună seara, George Scutaru. Bună seara, vă salut. Despre stabilitatea coaliției am vorbit de multe ori, mai ales în contextul războiului. Ce așteptări aveți cu pensiile speciale? Iar e o promisiune. Până acum n-a ieșit niciodată. Ori de câte ori s-au atins de pensiile speciale, n-au ajuns la un rezultat. Da, în primul rând provin din zone departamentale, splătite de ministere, nu din bugetul de asigurări sociale. Deci, atunci când se stabilește bugetul ministerelor, deci bugetul de stat, vor trebui într-o formă sau alta să fie reglementate. Deci nu se poate aștepta, cum bine ați subliniat și dumneavoastră, dincolo de momentul prezentării proiectului de buget în Parlament. Trebuia să se întâmple din octombrie, conform legislației, dar, bun, asta este situația. Au întârziat, ministrul finanțelor promite acum... Deci trebuie să iau decizie, să hotărească într-un fel sau altul. 8 sau 9 decembrie, spune. Probabil că atunci... E aproape? Cred că vor... Da, o săptămână, două, maxim. Două săptămâni. Deci, repet, practica internațională, fără populisme, fără a le face în așa fel încât să cadă la Curtea Constituțională, că am mai văzut... Practica internațională, vis-a-vis de militari, vis-a-vis de diplomați, vis-a-vis de toți, există din acest punct de vedere modele suficiente care, așa cum țin cont de anumite limitări și constrângeri pe care au aceste categorii, iar pe de altă parte, de evident, principiul contributivității, evident, pot fi puse în aplicare. De ce găsim formule ezoterice la un moment dat care... dintr-o variantă sau alta care la Curtea Constituțională și pornă propagandistic să omorâm Curtea Constituțională, nu că n-ar avea problemele ei. Cere fiecare instituție și fiecărui minister cu specificul lui, cu atribuțiile lui, cere exact să-ți facă un proiect de lege privind categoria și indemnizația referitoare la acele persoane, pentru că ei îi plătesc, ministerul știe mai bine. La două săptămâni, cred că soluțiile trebuiau deja să fie la un loc. Categoric, bineînțeles. Dar nu-mi închipui că în înțelepciune așa, structura politică de conducere nu a cerut deja instituțiilor să vadă cât, uite, cât într-o pensie de diplomat, că acolo mai știu, și cât într-o pensie de diplomat reprezintă contribuția în valută. Acest lucru nu se va putea spune, cum nu pot să spun în zona militară, acest lucru nu va putea spune cineva care are, să zicem, o privire numai de ansamblu. E bună contribuția în valută, cât este... E complicată rău problema, da. Florin Negruțiu, pentru că aflam acum două săptămâni că Nicolae Ciolacu și Marcel, nu, Nicolae... Nu ai zis bine. Am zis bine. Da, personajul acesta comun, președinte PNL, președinte PSD, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, împreună Nicolae Ciolacu, s-au înțeles ca pensiile militare să fie considerate pensii ocupaționale, pensii de serviciu și să iasă din calcul. Uh-huh. Am aflat însă și că cei de la Comisia Europeană nu sunt de acord. Da, eu pot să am o părere de civil aici, care îți mărturisesc că nu se așteaptă să ia o pensie de la stat. Nu știu dacă în momentul în care voi ieși eu la pensie va mai fi cine să-mi plătească mie pensia. Drept care bănuiesc că mulți cei din generația mea încearcă să-și facă pensia de pe acum. Să găsească resurse pentru a avea o pensie pe care să-și o plătească ei la un moment dat. Acum, nu este ușor. Domnul ministru spune că este ușor sau sugerează că este ușor. Dacă era ușor, o făceau până acum. Luau un model european și îl implementau în România. Aici însă situația este ușor diferită, pentru că aceste categorii de special, hai să le spunem, care sunt militari, magistrați, foști șefi de sau angajați din serviciile secrete, foști angajați ai securității, parlamentari, diplomați. Deci toți acești oameni au lucrat pentru sistem. Să-i spunem sistemul. Iar sistemul cumva are această obligație tacită să aibă grijă de ei, să lucreze pentru ei, odată ce ies la pensie. De asta este atât de greu ca politicienii să ia niște măsuri care ar putea afecta aceste categorii profesionale. Nu s-a luat până acum nicio măsură, iar lucrul ăsta a ajuns la o anumită, a ajuns la scadență, pentru că prin PNRR
obligația pe care și-a luat-o România este să reformeze sistemul de pensii, inclusiv pensiile speciale, până la 31 decembrie 2022. Adică mai este o lună și puțin ca să rezolve această problemă pe care n-au rezolvat-o în decenii. Și aici va fi foarte greu să vii cu un proiect care să mulțumească pe toată lumea. Cineva, la un moment dat, trebuie să piardă. Acum, mai trebuie să spunem un lucru. Nici o pensie aflată în plată nu va fi afectată pentru că legea nu retroactivează. Constituțională este intangibilă. Așa. Asta ce înseamnă? Că asistăm în aceste zile la valuri de plecări din sistem. Din sistemul de justiție, din sistemul de ordine publică, ceea ce afectează și sistemul juridic și sistemul de siguranță al țării. Este un lucru la care trebuie să ne gândim, pentru că sistemul, totuși, statul se bazează pe niște instituții și pe niște profesioniști din instituțiile astea. Ori dacă ei ies în valuri la pensie, s-ar putea să nu mai avem cu cine lucra în curând. Formula care se va găsi încă nu a fost comunicată de ministrul muncii, nici de premierul României. Nu se vede nicio soluție. Pentru că este foarte greu să iei încă o dată, să iei o decizie. La un moment dat a apărut o variantă în care aceste pensii speciale, despre care Comisia Europeană ne spune că reprezintă 0,8-0,9 din PIB, da? Ar trebui să fie reformate în felul ăsta, să fie niște schimbări etapizate în următorii 10 ani, cu o creștere a vârstei de pensionare și o reducere a cuantumului pensiei în raport cu veniturile brute. Un alt principiu care probabil se va aplica este ca nicio pensie să nu fie mai mare decât salariul luat în mână. Ultimul salariu sau salariul mediu? Nu, salariul mediu. Ultimul salariu, să știi că de multe ori pensiile s-au calculat în funcție de ultimul salariu, cele mai bune luni, au fost diverse formule prin care au ieșit aceste pensii extrem de mari. Încă o dată, timpul nu mai are răbdare cu pensiile speciale. România riscă să piardă banii din PNRR, banii europeni, dacă nu își asumă această reformă. Vrem și opinia dumneavoastră despre această discuție, despre introducerea pensiilor militare la un loc cu cele extraordinar de speciale. Știu frustrarea dumneavoastră, nu a dumneavoastră personal, ci a profesiei, în legătură cu pensiile pe care le au magistrații, care sunt de zeci de ori mai mari decât cele pe care le au unii dintre militari. Sigur, este o altă situație la magistrații. Situația la noi, pe care am mai expus-o și cu alte ocazii, după părerea mea, este următoarea. Am funcționat după anumite legi care au fost legate de Ministerul Apărării Naționale. Și mă refer în strict la Ministerul Apărării Naționale, pe care îl cunosc de peste 45 de ani. Am început activitatea undeva înainte de 1990. Am contribuit la bugetul de stat și atunci, ca și după 1990. În 45 de ani de activitate sau 40 de ani de activitate au fost două tipuri de constituire a activității și implicit a salariului. Cea până în 90, care a însemnat o anumită contributivitate la bugetul de stat, și după 90 o altă contributivitate după legea specială a armatei. Specială între ghilimele. Este o lege care se referă la statutul cadrelor militare. În cazul dumneavoastră și salarizarea colegilor dumneavoastră nu mai e cazul, pentru că aveți pensii în plată. Avem pensii plate, dar cum procedura aici, dar sunt intangibile. Sigur, dar nu ca valoare negativă, ci ca mecanism. De aici înainte, exact. Cum vedeți rezolvat problema? Iar pentru a rezolva problema aceasta înseamnă că, întâi trebuie să umblăm la o lege organică, cea cu privire la statutul cadrelor militare, pentru că, până la urmă, această lege generează salarizarea, generează contribuția la stat, generează obligațiile pe care militarul trebuie să le îndeplinească și care sunt plătite. De ce spuneți dumneavoastră, nu e o problemă care se rezolvă în două săptămâni? Și deci, cu în 20 de ani ar trebui să se rezolvă. Mai ales că mereu am invocat acest aspect și de fiecare dată au spus, da, așa se va întâmpla, dar pentru că nu se întâmplă așa, se întoarce în buclă. Domnule ministru? Da, așa este. Imposibil două săptămâni. Legea statutului, avem și noi legea statutului. Sigur. Corpului diplomatic. Sigur.
circumscrie anumite... Încă o dată, nu sunt niște oportunități anume, ci un anume regim de desfășurare a anumite activități specifice. Eu nu spun că trebuie plătită mai mult sau mai puțin. Nu, fără îndoială. Sigur. Să fie cât se poate clar. La reglementare mă refer. Deci nu o reglementare care, repet, nu are decât menirea să o arăți opinii publice, după care, la un moment dat, o curte constituțională o respinge și îi dai pensiile speciale lui Dorneanu și ai închis mesajul. Deci, domnul Preiceanu, nu așa. Dacă toată rezolvă. Țara va fi după codul muncii, atunci toată țara va primi același tip de și pensie. Vor dispărea niște profesii, ne spuneți. Vor dispărea sau vor fi încadrate altfel. Atâta timp cât există legi speciale, să le spunem speciale, pentru funcționarea magistraților, a diplomaților, a militarilor, atunci și această parte va fi specifică. O să mă întrebați, de exemplu, la noi de ce e nevoie, iartă-mă, de ce se încundă, de ce e nevoie de lege specială? Vă spun, plecați la post, salariul de la post e impozitat în valută, nu în lei. Doi, oricine merge cu dumneavoastră la post și nu puteți fi separați de familie dacă doriți acest lucru, nu are voie să se angajeze, nu are voie să desfășoare absolut nicio activitate. Nu va avea vechime, implicit nu va avea pensie. Iar la noi, știți foarte bine, sunt activități pe care nu le încadrezi în 8 ore sau în ceva, le încadrezi în 3 săptămâni de aplicații militare sau diverse alte lucruri. Luăm pauză și când ne întoarcem vorbim despre situația dramatică din Ucraina. Este pană de curent complet în toată țara. Se întâmplă și în Republica Moldova. Ni s-a spus că ar fi vorba despre cauze tehnice, dar sunt mari temeri că această pană va continua mai mult decât cele 24 de ore anunțate. Este programată și o ședință de urgență a Consiliului de Securitate. Ce se întâmplă imediat, rămâneți cu noi. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, postare pe Twitter: Rusia a lăsat Moldova pe întuneric. Războiul Rusiei în Ucraina omoară oameni, distruge clădiri de locuințe și distruge infrastructura energetică. Sunt atacuri ale Rusiei cu rachete. Domnule general, care e situația? Astăzi un atac cu 70 de rachete, din nou un atac de amploare și Ucraina și Republica Moldova sunt pe întuneric. Sigur, în multe regiuni, din nou, iar a fost vizat Kievul, sunt vizate și zonele din estul, nord-estul Ucrainei și partea din Odessa. Deci cele mai, să zicem, importante centre care puteau să asigure energia electrică necesară funcționării și celorlalte centrale generatoare de curent electric, mă refer la cele nucleare. Pentru că dacă nu există energie electrică, nici centrala nucleară nu poate să funcționeze ca să genereze altă energie electrică în sistem. Și sigur că situația este în lanț și pentru Republica Moldova. Republica Moldova este ajutată de noi atât cât se poate în acest moment și cu toate astea tot nu putem să asigurăm în condiții, să zicem, de funcționalitate 100%. Și acesta este Republica Moldova. Cred că reușim să ajutăm într-o oarecare măsură și Ucraina, dar foarte puțin în acest moment. Și de aceea Ucraina este în pragul unui colaps energetic din punct de vedere al energiei electrice, dar în subsidiar legat de energia electrică sunt și celelalte crize energetice sau de resurse care pot veni. Aprovizionarea cu apă, aprovizionarea cu gaz, pentru că turbinele acelea care duc gazul sunt tot cu acționare electrică, apele, pompele de apă sunt tot cu acționare electrică și așa mai departe. Plus transportul, plus sistemele de informații. Ați văzut că aici nu mai ai nici internet, nu mai ai nici alte surse prin care să poți să te legi. Deci se lasă o ușoară situație, hai să nu-i spunem beznă, dar care se îndreaptă către o situație foarte delicată pentru ucraineni. George Scutaru, am întrebat de ce Republica Moldova este pe întuneric dacă primește 80% din curent din România. Iar răspunsul a fost exact din motivul pentru care ucrainenii au oprit toate centralele atomoelectrice, hidro și termo, de teamă ca nu cumva din cauza fluctuațiilor de tensiune să piardă și echipamentele care au scăpat de atacurile rușilor. Se pare că și în Moldova, din cauza interconectării dintre sistemul energetic de acolo cu cel din Ucraina, tot teama de fluctuații de tensiune a existat. Bun, cred că în ceea ce privește Moldova ar trebui să privim lucrurile într-un context un pic mai larg. Să nu uităm faptul că de 2 luni de zile sunt demonstrații începute în Găgăuzia și după aceea care s-au
organizat și în Chișinău împotriva Maie Sandu și guvernului pro-european, prin care i s-au solicitat negocieri directe cu Moscova pentru obținerea de gaz mai ieftin. Deci este o presiune orchestrată de partidul Șor și s-a dovedit de altfel. Țineți minte, a fost o anchetă Washington Post care preciza foarte clar legăturile KGB-ului cu acest partid, faptul că oamenii sunt plătiți de către partidul lui Șor pentru a manifesta împotriva regimului Sandu. Moldova este pusă sub o presiune și este în pragul colapsului. Dacă acest ajutor al României nu se menține constant, Moldova nu are capacitatea să reziste. Foarte puțin timp în urmă, Ursula von der Leyen venise la Chișinău și a anunțat un ajutor de 250 de milioane de euro. La fel, România livrează păcură, curent electric, lemn de încălzire pentru cetățenii Republicii Moldova. În spatele acestor acțiuni destabilizatoare se află și GRU și KGB-ul, care are o rețea bună formată de ani de zile acum. Și să știți că nu este nevoie să spunem ca trupele rusești să ajungă de facto în Republica Moldova. Au pârghile necesare și prin această destabilizare a situației doresc să mai creeze încă un punct de o problemă de securitate la granița NATO. Iar în ceea ce privește Ucraina, vreau să vă spun că înainte de bombardamentele care au început la 10 octombrie, Ucraina exporta curent nu doar către Republica Moldova, dar și către România, Polonia, undeva înlocuia 6 miliarde de metri cub de gaz. Cam asta înseamnă consumul pe jumătate de an în România. De asemenea, avea în depozite capacitate de export de vreo 12 miliarde, practic consumul nostru pe un an. În momentul de față, Ucraina devine importator. Norvegia a anunțat că va livra gaze de echivalent la 200 de milioane de dolari. Deci, practic, acum Uniunea Europeană are o problemă suplimentară, nu doar să-și asigure gaz pentru populație, practic să facă față unei presiuni generate tot de Rusia, ci să încercăm să ajutăm cum putem fiecare țară Ucraina să treacă peste această criză. În acest moment, în Kiev, 80% din oraș nu are căldură, nu are curent și vreau să vă spun că în noaptea aceasta la Kiev vor fi minus 6 grade. Iarna vine în forță. Rușii știu acest lucru. Rușii vor să genereze un val de refugiați din nou către Europa pentru a pune presiune suplimentară pe Europa. Vor să scadă moral și în același timp să forțeze conducerea politică să fie mult mai flexibilă în ceea ce înseamnă o posibilă negociere. Și ce ar putea face Consiliul de Securitate, domnule ministru? Ședință de urgență, Consiliul de Securitate ONU, ședința a fost cerută de Ucraina, dar Ucraina nu e membru în Consiliul de Securitate, prin Albania și Statele Unite. Da, să pună în discuție situația, să consideră ceea ce și este o dramă umanitară care depășește până și limitele de desfășurare a unui război, și o spune Convenția de la Geneva, nu o spun eu în mod neapărat. Deci se încalcă dreptul umanitar, se încalcă dreptul internațional, exact argumentația care a făcut obiectul rezoluției din Parlamentul European privind considerarea Federației Ruse ca stat sponsor al terorismului. Și din acest punct de vedere să adopte o decizie care va avea ca și hotărârea din Parlamentul European doar o valoare de simbol. Deci din punct de vedere al obligativității sau al implementării nu există perspective în acest moment. Știm cu toții că în materie de rețele energetice investițiile se fac în timp, ele nu se repară repede, stricăciunile par să fie uriașe. Cum poate fi rezolvată situația asta din Ucraina? În termen foarte scurt și evident discutăm de probleme de viață și de moarte, de supraviețuire. La Kiev nu mai e apă de băut. La Kiev nu mai e apă de băut, nu căldură, gaz și aproape toată Ucraina nu mai există curent electric. Vă dați seama că în acel moment, măcar dacă ne gândim, toate instalațiile de supraviețuire de ATI s-au oprit. Da, acum spitalele nu au, li s-au distribuit medicilor de la terapie intensivă baloane pentru respirație și generatoare care au ajuns, bineînțeles, la Piața Neagră. Polonezii trimit generatoare spre Ucraina, generatoare, de exemplu, care s-au făcut în marea lor majoritate din piese chinezești. Și de aici, mă rog, putem să ne gândim la multe situații. Deci, în situația, discutăm de viață și de moarte în chestiune de ore. Reconstrucția, da, e
un orizont de așteptare cât se poate de normal. Se trimit miliarde în Ucraina. Acum, practic, încet, încet, nivelul sprijinului umanitar începe să fie egal cu cel al sprijinului militar în valori, în valori efective. Dar, da, abia început iar. E frustrant, Florin Negruțiu, e frustrant să constați că lui Putin îi iese. Partea asta i-a ieșit. Pur și simplu pune o țară în picioare pentru că îi lasă pentru neric. Iar efectele se văd în lanț în alte state europene. Astăzi Putin a atacat Moldova. Nu a bombardat-o, dar bomba cu ger, cu întuneric, cu frig a ajuns și la Chișinău. Pana majoră de curent din Republica Moldova are... este o consecință a bombardamentelor pe care Putin le-a ordonat asupra rețelei energetice din Ucraina. Văd la diversi prin România, pe la comentarii pe rețelele sociale, da, și diversi amici de-ai mei care sunt foarte obosiți în legătură cu subiectul ăsta cu Ucraina. Iar vorbiți, măi, de Ucraina, toată ziua de Ucraina, alte probleme n-aveți și voi de discutat acolo la televizor. Trăim într-o epocă, încă trăim într-o epocă a aroganței aici, la noi, la capitală, în București. Mall-urile sunt pline, oamenii își dau un gură în trafic, toată lumea consumă, oamenii s-au uitat în altă parte, se uită în altă parte. Lucrurile astea care se întâmplă în vecinătatea noastră îi deranjează. Hai mă să se termine cu războiul ăsta. Nu mai vorbiți despre... Să se facă pace, să-și ia Putin ce vrea și noi să ne continuăm viețile așa cum sunt. Fără să înțelegem că, de fapt, Putin a trecut granițele Ucrainei cu această escaladare a războiului. Războiul a trecut într-o nouă fază. Atacul asupra infrastructurii energetice al Ucrainei este un atac și asupra țărilor din jur. Iar mesajul Maiei Sandu cred că trebuie citit în întregime. Și o să, dacă îmi permiți, o să-l citesc, pentru că cei care sunt obosiți de subiectul ăsta ar trebui să înțeleagă cum vede un om direct afectat, un locuitor al Moldovei direct afectat de ce se întâmplă. Zice așa, Rusia a lăsat Moldova pe întuneric. Războiul Rusiei în Ucraina omoară oameni, distruge cu rachete blocuri de locuit și infrastructura energetică. Atacurile continuă și acum în Ucraina. Oamenii scot răniții de sub dărâmături și își plâng apropiații decedați. Viața oamenilor nu poate fi întoarsă înapoi, dar furnizarea energiei electrice poate fi restabilită. Vom rezolva problemele tehnice și vom avea din nou lumină. Toate instituțiile statului lucrează în acest sens. Nu putem avea încredere într-un regim care ne lasă pe întuneric și frig, care ucide intenționat oameni din simpla dorință de a ține alte popoare în sărăcie și umilință. Oricât de greu ar fi acum, singurul nostru drum, calea de viitor a Republicii Moldova, trebuie să rămână spre lumea liberă. Acesta este un mesaj al unui om care înțelege alegerea. Alegerea între Rusia și libertate, între un regim opresiv și societatea occidentală. Noi avem luxul să trăim în lumea liberă. Uităm foarte ușor că poate fi mult mai rău decât răul pe care îl cunoaștem. Iar atacul lui Putin din aceste zile, atenție, este împotriva civililor. Victimele sunt copii, sunt mame, sunt bătrâni, e populația civilă. Bombardamentele au ucis un bebeluș într-o maternitate astăzi. Dar toți cei afectați sunt civili. Și nu doar din Ucraina, ci și din Republica Moldova. Domnule general, acum două zile, Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, ridica sprâncene, unii au și râs de el, când a spus, trebuie să fim pregătiți, și le spunea asta germanilor. Era la un forum economic, deci le spunea companiilor din Germania. Trebuie să fim pregătiți pentru escaladarea războiului în Ucraina, trebuie să fim pregătiți pentru distrugerea infrastructurii energetice. Trebuie să fim pregătiți, să le spui asta germanilor, ce înseamnă? Că companiile din Germania ar trebui acum, în loc să trimită tancuri, să trimită generatoare? Sau cum pot fi ajutați ucrainenii? Cred că
orice lider în acest moment din zona aceasta europeană ia în calcul ceea ce se întâmplă de fapt și de drept de ceva timp și în Ucraina. Această dependență, dacă vreți, quasi totală a tot ceea ce funcționează într-un stat de energia electrică, ce s-a dovedit de data aceasta a fi extrem de vulnerabilă prin mijloace destul de simple. În condițiile acestea, pe de-o parte, se adresează acelor industriași care trebuie să-și gândească această rezervă energetică într-un alt mod decât până acum, nu numai acel fir tras de la stâlp, între ghilimele, ci și alte variante energetice, dar în același timp se gândește și la escaladarea războiului în zona Ucrainei. Escaladare care la un moment dat, vedeți, e ca un mare cutremur care prin război se întâmplă în Ucraina, dar încoace vine un tsunami. Acest tsunami deocamdată este în Moldova, dar el poate să ajungă și în zonele celelalte, pentru că producătorul de energie electrică s-ar putea ca în timp scurt să rămână fără ceea ce poate să genereze. El nu mai are poate atât de mult cărbune, nu mai are atât de mult gaz, nu mai are atât de multă apă încât să genereze ceea ce avea la un moment dat în surplus până acum, și până acum să genereze nici strictul necesar. Și atunci ce va face energia? Este foarte interesant acest scenariu pe care, din păcate, și îmi pare rău că spun acest lucru, îl gândim de-abia acum. Pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi. Situația este dramatică în Ucraina, țara este pe întuneric, marile orașe nu au utilitățile obișnuite, nu au gaz, nu au încălzire, nu au în multe orașe nici măcar apă de băut. Aceasta este o imagine din această seară, de la Kiev. Observați câte puține ferestre sunt luminate. Nu există electricitate. Ce vedeți acolo sunt luminile pe care au putut să le obțină oamenii prin alte mijloace. Există imagini de la Odessa, de exemplu, unde câteva magazine sunt iluminate cu generatoare. Cel mai grav este că spitalele, maternitățile, camerele de primire urgențe nu au electricitate. Sunt generatoare, dar multe dintre ele nu funcționează. Este o situație dramatică. Și pare că la Kremlin apare entuziasmul. Purtătorul de cuvânt Dimitri Peskov spune în această seară, e într-o vizită în Armenia, dar tot pentru Kremlin vorbește, viitorul și succesul operațiunii noastre speciale este dincolo de orice îndoială. Asta este declarația pe care a făcut-o purtătorul de cuvânt al Kremlinului ieri, înaintea victoriei de astăzi, victoria fiind că au lăsat Ucraina pe întuneric. Ieri Putin era livid la o întâlnire pe care a avut-o cu președintele cubanez. Au și inaugurat împreună statuia lui Fidel Castro. La Sankt Petersburg a fost inaugurată această statuie. Și apoi, în întâlnirea oficială, în imaginile care au fost date publicității, Putin nu era bine. Aproape că era sudat de scaun și livid. Expresia feței lui spunea că nu e bine. Probabil că în seara asta se simte altfel. Vă reamintesc, invitații noștri sunt Cristian Diaconescu, Florin Negruțiu, domnul general în rezervă Cristian Barbu, George Scutaru și ni se alătură Iulia Joja, este directorul programului pentru Marea Neagră al Middle East Institute de la Washington. Bună seara, Iulia Joja! Am analizat aici puțin cât de complicată este această situație, pentru că nu are o soluție la îndemână. Care e? Cum vedeți problema? Problema este că avem o strategie din partea Occidentului, strategia comună a Alianței și a Uniunii Europene și a Statelor Unite, care este ca un fel de patchwork. Încercăm să ajutăm atunci când este aproape prea târziu, cu prea puțin. Aceste probleme vin în urma faptului că am avut reținere în primele luni să livrăm ucrainienilor scut antirachetă sau scut antirachetă și acum vedem consecințele. În momentul de față vedem o primă inițiativă din partea Parlamentului European, dincolo de rezoluția pe Rusia din această dimineață, o primă inițiativă de a strânge fonduri și de a crea
un spațiu în care se poate dona și se pot pune împreună generatoare pentru Ucraina și am văzut o inițiativă similară în ultimele zile și pentru Moldova. Problema e că trebuia să ne gândim la aceste probleme cu câteva luni în urmă și, într-adevăr, din acest punct de vedere, cel puțin pe moment, vedem un succes al Rusiei, care nu a reușit până la urmă să facă cuceriri semnificative pe teren, a aplicat această metodă, de fapt, relativ târziu de a distruge Ucraina în ceea ce privește electricitatea și energia, infrastructura critică, și acum aplică această metodă fără ca noi să avem capacitatea de a răspunde și de a ajuta Ucraina să se apere, pentru că în continuare avem o anumită strategie de autodescurajare, da? Nu dăm rachete pe rază lungă, refuzăm Ucrainei dreptul de a se apăra țintind pe teritoriul Rusiei și așa mai departe, și atunci Ucraina se află într-o atitudine extrem de limitată în care nu poate să facă mare lucru. Și pentru Rusia acesta este un mare succes, odată pentru că încearcă să submineze practic solidaritatea pe care o au ucrainienii acum unii pentru alții și să amplifice criza umanitară, și pe de altă parte încearcă să ne submineze și nouă în Occident sprijinul pe care îl avem și în rândul opiniei publice pentru Ucraina, încercând să creeze valuri de refugiați din nou către Uniunea Europeană. Un răspuns scurt, Iulia Joja. Estimările spun că ar putea fi vorba despre un val de 2,5 milioane de refugiați, ar fi refugiații de iarnă din cauza lipsei utilităților în Ucraina. Sunteți de acord cu această evaluare? E foarte greu să evaluăm. Am văzut în ultimele săptămâni apeluri, inclusiv din partea primarului Kievului, Klitschko, de posibilitatea de evacuare a întregului oraș. Asta înseamnă aproape 3 milioane de oameni și asta nu include alte orașe majore, precum Lvov și așa mai departe. Deci ne putem aștepta la câteva sute de mii până la câteva milioane, aceea strategie pe care a aplicat-o Putin și în primele luni cu bombardamente. George Scutaru, luni întregi am discutat despre cât de departe să bată sistemele HIMARS, că există o reținere, ca nu cumva ucrainenii să ajungă să lovească teritoriul Federației Ruse. Credeți că odată cu întâmplarea din seara asta, cu rămânerea pe întuneric a întregii țări, a Ucrainei, se va schimba atitudinea Occidentului? Ar trebui să se schimbe? Nu, Prelipceanu. Primul val de bombardament masiv a fost în data de 10 octombrie. Al doilea a fost în 15 noiembrie. Deci nu este o primă surpriză pentru Occident ceea ce se întâmplă în Ucraina. Occidentul se teme de o escaladare. Și lucrul ăsta ar trebui să fie asumat foarte clar. A fost vorba de o decizie politică, fiindcă nu au decizii militare să trimită HIMARS. A fost vorba de o decizie politică asumată la momentul respectiv de către americani, în primul rând, pentru a trimite astfel de sisteme de luptă. Va fi vorba tot de o decizie politică, să spunem, pentru a trimite arme dintr-o altă categorie. Trebuie să fim conștienți că armele de generație sovietică, mă refer la tancuri și avioane, practic au cam dispărut din arsenalul statelor care au fost partea tratatului de la Varșovia. Deci, la un moment dat, dacă într-adevăr se dorește a fi o ruptură pe front, este nevoie de o decizie politică ca armamentul să livreze Ucrainei armament de factură occidentală. Fiindcă o ofensivă, într-adevăr, și o rupere de front, e aici, domnul general Barbu. Am mare semn de îndoială că, într-adevăr, tot teritoriul ocupat de ruși din 2014 poate fi recucerit doar cu HIMARS. HIMARS, într-adevăr, poate crea anumite breșe, poate crea probleme pentru ceea ce înseamnă asupra punctelor de concentrare logistică, dar nu poți să câștigi un război doar cu HIMARS-ul. Haideți să ne reamintim de declarațiile făcute de generalul Milei cu câteva zile în urmă, în care și el punea sub semnul întrebării faptul că, într-adevăr, într-o perioadă foarte scurtă, putem asista la o victorie deplină a Ucrainei. Iar Putin deocamdată joacă și forțează Uniunea Europeană, în primul rând, fiindcă acest val de refugiați nu vine în Statele Unite. Acest val de refugiați vine în Uniunea Europeană. Și Putin știe foarte bine că ceea ce trebuie să facă acum este să pună, în primul rând, o presiune pe europeni, astfel încât să scadă miza, să spunem, nu este neapărat frigul și întunericul în care se află acum Kievul.
ci presiune asupra Occidentului pentru ca în scurt timp să forțeze Kievul să accepte o variantă de compromis și mai ales să creeze această stare de război, de oboseală față de război, pe care foarte bine o descria domnul Negruțiu, în societatea occidentală, în care lumea să preseze factorul politic, gata, ajunge, trebuie să impună o politică de pace. Deci ăsta este pericolul. Practic, în acest moment, noi suntem atacați, să spunem, din acest punct de vedere, de către Rusia, și trebuie să arătăm că suntem rezilienți și că rezistăm. Fiindcă războiul se joacă în această lună. Dacă Occidentul își va arăta unitatea, dacă va menține același nivel de livrare de armament, ca până acum măcar, în luna aprilie, războiul poate fi câștigat. Rusia a mai pierdut război. Din războiul Crimeei, a pierdut în 1905 în fața Japoniei, au colapsat în primul război mondial. Deci s-a mai întâmplat în istoria Rusiei. Dar în același timp, trebuie să ne arătăm solidaritatea și să ne uităm ce se întâmplă la noi în țară. Vorbeați până în, să vă referiți la chestiunea cu Ucraina, de problema pensiilor speciale. Păi există un val de nemulțumire și un val de teamă în rândul militarilor care își cer raportul și pleacă anticipat. Lucrul ăsta înseamnă că îți afectează capacitatea de apărare. Sunt oameni care pleacă din sistem. Dumneavoastră credeți, să spunem, că KGB-ul sau, pardon, FSB-ul sau SVR-ul, pardon, sau GRU sunt active, să spunem, în toate statele și mai puțin în România, nu încearcă să găsească breșe. Deci ai nevoie de un sistem de contrainformație, ai un sistem de militar care să fie bine pregătit. Așteptăm să importăm armament, dar armele astea degeaba le ai dacă n-ai niște oameni pe care să se le folosească. Și domnul general Barbu are o pregătire tehnică la bază. Știe cât durează să înveți un ofițer să-ți folosească un HIMARS, o armă de înaltă tehnologie. Și dintr-o dată oficerul acela pleacă, fiindcă nu știe la un moment dat ce oferă statul român și cât de predictibilă este cariera. Deci noi ar trebui să înțelegem că suntem supuși unei presiuni și că trebuie să rezistăm în acest fel, fiindcă altfel Putin va câștiga și nu va câștiga fiindcă armata rusă și-a dovedit eficiența, au eșuat absolut lamentabil, ci fiindcă încearcă să găsească asemenea breșe, speculând orice, teama lumii față de război, prețurile foarte mari, inflația și problemele economice pe care Rusia le generează. Ați vorbit de Republica Moldova. Domnul Negruțiu a citat acest discurs pentru libertate al Maiei Sandu. Păi Maia Sandu a făcut o opțiune foarte clară. Credeți că rușii nu vor face tot ce le este posibil ca să o îndepărteze de la putere? Acum câteva zile Gazprom a anunțat că reduce cu 57% gazul spre, de la 1 decembrie, gazul Moldova, după ce în noiembrie l-a mai redus cu 60%. Deci asta este o politică deliberată, fiindcă știm foarte bine că Rusia folosește Gazpromul ca și pârghie de influență politică. Deci aici e vorba de noi și ei și cale de mijloc nu poate exista. Deci misiunea României, de exemplu, este să ajutăm Moldova. Mă aștept, cum spunea domnul Negruțu, să vedem niște oameni care spună, domnule, ajunge, le dăm prea mult moldovenilor, dar noi nu avem proprii noștri bătrâni, dar noi nu avem proprii noștri sărași, dar n-ar trebui totuși să încetăm acest ajutor? Nu, trebuie să înțelegem că dacă oprim acest ajutor acum, riscăm ca peste 6 luni de zile, pe Prut sau la Dunăre, să vedem cum se vorbește rusește. Și nu cred că atunci va fi foarte bine României. Și trebuie să facem tot ce putem ca să evităm un asemenea scenariu. Domnule general, generalul Ben Hodges spunea că ucrainenii trebuie să primească attack-ems, că, exact cum spune George Scutaru, nu ajung HIMARS pentru Crimea. Aceste attack-ems, probabil că e nevoie din nou de o decizie prin Congres. Sunt mai grozave, bat mai departe. Ce e cu ele? Știți că în emisiunea noastră ne gândeam câte sisteme HIMARS ne trebuie și spuneam noi vreo 100. Oh, ni se păreau multe. Acum n-au chiar 100, dar au câteva care tind către 50, să zicem, operative, chiar cu M50. Le trebuie însă acum rachete care să facă ceea ce ar trebui și din punctul de vedere calitativ, ca distanță și ca precizie. Deci aceste atacă mea. Clar că le trebuie așa ceva, pentru că am ajuns în faza aceasta a războiului în care aceste puncte de aprovizionare ale rușilor, care vor funcționa din ce în ce mai încet și mai greu din cauza iernii, trebuie lovite și nimicite, nu numai dereglate ca până acum. Știți că acum vremea le permitea să aibă o altă mobilizare, dar nu este singura soluție. În acest moment, Ucraina are două mari probleme militare. O problemă de apărare, pentru că în continuu, prin aer, vin tot felul de obiecte distructive. Și al doilea aspect este cel de păstrarea unei linii de ofensivă,
mai puternică sau mai puțin puternică în funcție de condiții, dar care trebuie păstrată în continuare. Presiunea asupra inamicului trebuie să nu cedeze. În acest caz, prima misiune este una complicată. Pentru că atât în Europa, cât și în alte părți ale lumii, ideea de apărare antiaeriană a fost în regres în ultimii ani. Noi, în această zonă, ați văzut că n-am investit foarte mult, dar abia de aici încolo, noi, europenii, noi, cei care am făcut parte din NATO, regândim acest flanc estic în totalitate. Aducem repede radare, aducem repede Mamba, aducem repede Patriot, alte lucruri. Vedeți? Vezi exercițiul NATO. Vezi exercițiul NATO care de-abia acum a avut loc și acum după ne-am trezit. După incidentul din Polonia. Exact, și ne-am trezit. Aoleu, nu cumva pot veni și la noi? Ia să vedem, facem față sau nu. Știți că tot timpul am vorbit despre Aegis Ashore. Dom'le, foarte bun, dar a rămas undeva un pic în timp. Ne mai trebuie și alte elemente, pentru că acela e bun pentru un anumit tip de ținte. Dar iată că rușii n-au folosit acele ținte la care un Aegis Ashore ar fi foarte bun. Au folosit altele. De sistemele de apărare ale lor, în acest moment, din punct de vedere antiaerian, trebuie regândite, trebuie dat o mână de ajutor rapid, ca să putem să eliminăm acest factor destructiv important, imens al Rusiei. Un cuvânt pe care îl tot folosesc în seara asta, este foarte frustrant ce se întâmplă, pana asta de curent masivă din Ucraina, succesul lui Putin, totul este frustrant pentru că presiunea despre care vorbește domnul general se simțea, se simte în rândul militarilor ruși. Militarii ruși se tem de ucraineni, pur și simplu. Un reportaj CNN care ne lămurește. As Russia's military highlights its barrage of Ukraine, CNN has obtained exclusive recordings of a Russian soldier describing the brutal reality of life on the front lines. The commander's position was shelled, so he packed up and moved further back. But what about us? Aren't we humans too? The Russian soldier was recorded phoning his girlfriend back home, according to Ukrainian intelligence, and telling her candidly about the severe military setback suffered in the 2 months since he arrived. We had 96 people in our unit, but now there are less than 50. You don't know what to expect here. Sometimes there's friendly fire and idiots shoot at us because they don't see our coordinates. But it is advancing Ukrainian forces that are the major threat, compounding low morale with high bloodshed. Ukrainian officials now reacting to this extraordinary video of Russian soldiers apparently surrendering, geolocated by CNN, to a recently liberated town in eastern Ukraine. Come on out, one by one, a Ukrainian soldier calls out. Then a short burst of gunfire before the video cuts off. Later, a Ukrainian military drone shows what appears to be the same men in pools of blood. The Kremlin says it's an execution. But Ukraine says the soldiers feigned surrender and fired at the Ukrainians, accusing Russia of its own war crime. No one disputes the horror. It's unclear if the dead Russians were regular troops or deployed as part of the Kremlin's partial mobilization seen here earlier this year. But the soldier recorded on the phone indicates he was recently conscripted, complaining bitterly at being unable to leave the war zone. Being mobilized is crap. Nobody can go home until Putin announces the order. There's no way to return. And if we weren't here, the Ukrainians, would already be at our borders. They would shell Moscow, Yekaterinburg, shell everything. And that constant threat of Ukrainian attack is having a terrifying effect. In particular, drone strikes, which appear to have left the soldier particularly nervous. My nerves are on edge. I'm afraid of every rustle. Every bang, every click makes me drop to the ground. In Russian-controlled eastern Ukraine, the funerals are underway for more of those killed on the brutal front line. Deaths, Ukrainian officials insist, would never have happened but for Russia's war.
Domnule ministru, e clar că acesta este punctul slab al lui Putin. Îngrijorător este că a realizat asta și acționează altfel. El nu se mai bazează pe soldații ăștia care se tem de ucraineni. El lansează rachete de la Sevastopol, din bombardiere și din Marea Caspică. Și da, distruge exact. Sistemul energetic al unei țări. Sperând în special să distrugă reziliența ucrainenilor și a Occidentului. Este cât se poate de clar. Pentru ce? Pentru a câștiga cât mai mult la o eventuală negociere și, în al doilea rând, pentru a transmite semnalul că tot ce s-a desfășurat până acum și soldații ruși care și-au pierdut viața, și sunt cu zecile de mii, se pare, s-au aflat într-un război de apărare. Vedeți și acest soldat, până la urmă, consideră că misiunea lui are o logică, atâta vreme cât, dacă nu ar fi fost această operațiune specială, automat ucrainenii ar fi atacat Moscova și Ekaterinburg. Observați că folosește Ekaterinburg ca și referențial. În altă ordine de idei, că s-a discutat, bun, trebuie făcut ceva, absolut de acord. Dar, haideți să ne uităm acum la noi aici. Privim la ucraineni și dramatismul situației ne înfioară. Și din perspectivă personală, dar mai ales dintr-o perspectivă strategică, ce se poate întâmpla în ziua de după. Dacă nu înțelegem ce înseamnă un precedent periculos din această perspectivă. Dar revenind aici, se discută ca la 5 februarie, de exemplu, să se plafoneze importul de petrol. Păi, înțeleg că prețul care se discută astăzi este 65-70 pe baril, adică mult peste prețul de producție în Federația Rusă. Și atunci ce semnal dăm? În egală măsură, de la Biden în jos, americanii sunt cât se poate de concentrați pe OPEC, pe Arabia Saudită, OPEC Plus, pentru că e și Federația Rusă în această grupare a marilor producători de hidrocarburi. Și nu reușesc să-i convingă să crească producția. Deci spectrul este mult mai larg. Nu ne putem duce direct numai în Consiliul de Securitate. Ce, să punem în discuție faptul că Federația Rusă după 1992 nu are un certificat de succesor al URSS, deci în cadrul adunării generale ca și membru ONU. E o discuție mult prea academică și sofisme mult prea complicate în înfruntarea cu realitatea. 3. E foarte bine că ne uităm și revine tema Republicii Moldova și a Ucrainei practic în același palier, pentru că Republica Moldova se află sub un atac mai puțin componenta convențional militară, la fel ca și Ucraina. În al doilea rând, iertați-mă, aici vorbim de frontieră. Frontiera la est de frontieră, frontiera la vest de frontieră. O poziție omogenă din nord până de la Marea Baltică la Marea Neagră este absolut necesară. Și atunci mă întreb, de ce în 2016 erau grupuri de luptă cu prezența avansată ale Alianței Nord-Atlantice în zona de nord, slavă Domnului că erau acolo, și în zona de sud au fost înființate de abia mai 2022? Deci, și de-abia acum consolidate. Și de-abia acum consolidate. Și nici acum nu sunt total complet operaționale. Sigur. Nu o spun eu, că nu o să o spună militarii, pe bună dreptate. Despre ce discutăm într-o astfel de situație? Care este preconizatul sprijin pe care Republica Moldova l-ar primi, militar vorbind, în caz de Doamne ferește? Repet, acolo situația poate fi creată printr-o implozie în 24 de ore. Nu discutăm, nici n-au nevoie să ocupe. Și prezența, vorba lui George Scutaru, pe urmă vom vorbi rusește pe brațul Chilia. Pentru cei care au reticențe în ceea ce privește, da, de ce noi și de ce să nu ne vedem de treaba noastră. La un moment dat s-ar putea ca treaba noastră să devină exact o temă de acest gen. Apărăm fiecare sentimentul Alianței Nord-Atlantice. Da, dar nu poți minimaliza imaginația strategică militară la un moment dat, care poate produce un incident care se duce în spirală și din acel moment chiar și angajamentul de apărare. Este tot război. Tot citesc pe domnul general și să mă scuze. Noi ne uităm la un război total. Așa arată un război total. Nu este o intervenție punctuală, act terorist sau o chestiune de acest gen. Nu, fără electricitate, fără gaz, fără apă, fără încălzire, acolo unde este vorba despre sistem centralizat, fără semnal de telefon și fără internet. Asta e situația de acum din Ucraina. Sunt cumplite imaginile astea din Kiev. Poate le mai punem pe ecran, pentru că cumva simți cum îți intră în oase, uite, frigul, întunericul,
Puneți-vă în pielea oamenilor ăstora, puneți-vă în pufoaica oamenilor ăstora și simțiți ce simt ei, frica, spaima, frigul, întunericul. Ăsta nu este un război, ăsta este terorism asupra populației civile. Nu sunt lovite ținte militare, sunt lovite ținte civile. De ce? Pentru a-i face pe oameni să se frângă. Scopul lui Putin este să frângă moralul populației din Ucraina, să frângă moralul ucrainenilor. Uitați-vă la ei. Gândiți-vă că imaginile astea le puteți vedea în orașele dumneavoastră. Câți dintre noi n-am ieșit să protestăm? Să se termine odată, nu? Să se facă pace. Să îi dăm lui Putin ce vrea, numai să ne vină căldura înapoi, să se dea apă caldă. Ucrainenii nu se frâng. Oricum, dacă între moralul europenilor și moralul ucrainenilor, eu mă aștept ca moralul europenilor să sufere mai mult. Pentru că acești oameni, în aceste 8 luni de zile, 9 luni de zile, au văzut atrocități inimaginabile. Acum este întuneric și frig. Acum câteva luni a fost Bucea, a fost Irpin, au fost execuții în masă, au fost gropi comune, au fost atrocități. Încă o dată, greu de imaginat în 2022, au fost crime de război. Ăsta este, încă o dată, nu este un război, este terorism de stat practicat de Rusia împotriva populației civile. Cu cel care a ordonat lucrurile astea nu se poate face pace. Eu repet lucrul ăsta. Își închipuie cineva că Zelenski va sta la aceeași masă cu Putin, cu Biden și cu Erdogan și vor semna un tratat de pace în condițiile în care Putin este ucigașul de copii? În condițiile în care imaginile de la Bucea sunt la fel de vii ca în prima zi când au fost descoperite gropile alea comune și oamenii împușcați pe stradă și lăsați acolo să... Deci nu cred că se poate face pace cu un astfel de om. Pentru telespectatorii noștri există... Ucrainenii se organizează cum pot mai bine. Există orașe în care pot să meargă localnicii să-și încarce telefoanele numai la gară. La gară există niște generatoare, în sările de așteptare sunt puse niște prelungitoare unde oamenii pot să meargă să-și încarce telefoanele. Nu știu ce fac cu telefoanele dacă nu au semnal, dar poate vor începe ucrainenii să rezolve problemele cu emițătoarele astea de semnal de care au nevoie pentru a vorbi la telefonul mobil. Și există și propunerea mai multor municipalități să fie făcute niște corturi în care să se facă temperatura ceva mai dezghețată, mai bună, să fie mai cald, pentru ca cei care îngheață în apartamente să treacă pe acolo să se mai încălzească. Iulia Joja, există în momentul ăsta, e stupid, pur și simplu. În momentul ăsta există vreo metodă de a ieși din situația în care se află ucrainenii? Ok, polonezii le trimit generatoare. Românii sunt pregătiți să primească alți refugiați. Dar ca să-i ajute, ce se poate face? Mă tem că nu vă auzim, colegii. Colegii apasă pe niște butoane și rezolvă probleme. Da, de la mine. Vă auzim acum, vă rog. Spuneam că este, de fapt, aceeași soluție pe care o avem de la începutul acestui război. Nu putem face decât să îndemnăm guvernele și, evident, la nivel individual, să donăm, să ajutăm cum putem, ceea ce deja am făcut și în România și în toate statele vecine, dar la nivel guvernamental să îndemnăm guvernele atât în ceea ce privește europenii, cât și în ceea ce privește americanii, să nu mai existe această autodescurajare și această cenzură. Că până la urmă asta a fost logica pe care a adoptat-o atât administrația de aici, de la Washington, cât și europenii în tandem cu americanii. Să nu escaladăm cu frica de escaladare. La începutul războiului aveam discuții despre dacă este o provocare din punctul de vedere al lui Putin să livrăm arme cu rază de 5 km. Am ajuns la 70 de km. Acum de câteva luni ne rugăm să ajungem la aproape 300
sute de kilometri și nu am ajuns la această decizie și avem o listă de capabilități militare pe care le cenzurăm, pe care ucrainienii practic ne roagă de luni de zile să le primească, atât cumpărate cât și donate, în măsura capacităților pe care le avem, astfel încât să împingă înapoi rușii să se poată autoapăra. Pentru că ceea ce este cert la acest moment, dacă nu a fost până acum, prin toate atrocitățile pe care le-am văzut, prin mijloacele de război și instrumentele aplicate de Rusia, atât pe teritoriul ucrainian, cât și în regiune, cât și împotriva capitalelor occidentale, știm că nu putem sta la negocieri cu asemenea regim, știm că regimul este susținut de către majoritatea populației, cel puțin până în acest moment, și atunci singura variantă pe care acest regim de la Moscova o înțelege este forța. La forță reacționează foarte bine și anume se retrage, dar problema este că nu avem încă de partea noastră suficientă decizie și voință politică pentru a încheia acest război mult mai rapid decât o facem, așa o lungim practic în următorul an, poate următorii ani, când am fi putut, de fapt, deja la acest moment să avem pace, dacă nu cenzuram ajutorul pentru ucrainieni. George Scutaru, ajutați-ne să vedem ce se va întâmpla în următoarele zile, săptămâni. Cum va reacționa Putin încurajat de acest succes? Deci trebuie să fim conștienți de faptul că vorbim de 200.000 de militari, e adevărat, cu o condiție și precară militară și un moral la fel. Dar undeva în luna februarie-martie, această pregătire militară se va încheia. Niciodată, nici în perioada țaristă, nici în perioada sovietică, viața propriilor soldați nu a contat pentru conducerea politică. Pentru Putin, armata reprezintă doar niște consumabile, proprii soldați, pentru atingerea obiectivului politic. Deja în unele întreprinderi din Rusia s-au dat note de informare care să pregătească pentru următorul val de mobilizare. Deci este foarte posibil ca undeva prin ianuarie să mai asistăm la 100-200.000 de oameni mobilizați. E adevărat, în această primă etapă, mobilizarea s-a concentrat pe republicile cu minorități, republici cu un nivel de trai scăzut, astfel încât oamenii să fie captivați de $1.000, $1.500, ceea ce ar reprezenta, să spunem, într-adevăr, un câștig financiar foarte important pentru ei. Nu s-a făcut mobilizarea nici în Moscova, nici în Sankt Petersburg, de frica, să spunem, unor probleme sociale, unor manifestații antirăzboi. Deci, în același timp, sunt ample lucrări genistice tocmai pentru a opri această ofensivă. Teama lor este că va exista o ofensivă între Zaporojie care, și să rupă acest culoar dinspre Zaporojie spre Berdeansk, care să rupă acest culoar terestru dintre Donbas și Crimea. Cea mai mare realizare a armatei ruse care se chinuie să o menține este tocmai realizarea acestui culoar terestru între Donbas și Crimea. Dacă se înregistrează această ruptură, nu neapărat este important ce se va întâmpla cu Crimea, ci faptul că din nou Crimea va fi asediată, chiar dacă se va ajunge la un armistițiu și Crimea rămâne la ruși. Dar vedem ce s-a întâmplat cu podul Kerch, iar acest culoar terestru este vital pentru menținerea în continuare a Crimeei, cât de cât într-o formă sigură în cadrul Federației Ruse. Le reamintesc telespectatorilor noștri, ne așteptăm, vă rog? Ne așteptăm la o escaladare. Deci în acest moment, isteria războiului guvernează în societatea rusă. Ați arătat și dumneavoastră imagini cu acei copii, sunt vorbind de tineri de 16-17 ani, unde se începe pregătirea militară. Coboară și la vârste, să spunem, în care sunt îmbrăcați în uniforme. De exemplu, mă uitam acum câteva zile, diverse muzee fac cadouri de Crăciun copiilor de 6-7 ani în Rusia, nu un glob, ci o pânză de camuflaj, o rație militară. Copiii sunt puși să scrie scrisori și desene, să trimită scrisori și desene militarilor. Deci societatea rusă nu arată ca fi o societate care acceptă faptul că trebuie să spună nu războiului și că, într-adevăr, leadership-ul politico-militar înțelege că trebuie să caute o soluție diplomatică. Ci din contră, forțează cât pot de mult, pe de-o parte presiunea energetică și vedem foarte bine ce efecte sunt, bombardamente în masă asupra infrastructurii și mai ales... Să ne gândim la un lucru.
ucrainenii au de ales, au un sistem aerian care este supus unei presiuni, antiaerian care este supus unei presiuni constante. Ce să aleagă? Între a apăra, să spunem, anumite puncte civile sau a apăra punctele de comandă? Bun. Rușii știu chestia asta foarte bine și de asta tocmai își îndreaptă în primul rând atacurile asupra zonelor NATO civile. NATO a testat astăzi sistemul de apărare antiaeriană din Dobrogea, de pe granița de est a României, în urma incidentului din Polonia de săptămâna trecută. Despre cum se concentrează NATO asupra Mării Negre, imediat cu ambasadoarea SUA la NATO, rămâneți cu noi.